Tito, când am plecat de acasă aveam și ataș la motocicletă. Acum unde e atașul? Aici! Interpretare. Așa se joacă o comedie. De ce n-aveți umor? Pentru că până acum au lipsit. Cascadori? Hajului. Radiofonică cu cascadorie bufonică. De cine? De Alexandru Darian și Dan Ursuleanu. Și de ce doi autori? E, se dublează unul pe celălalt în scenele mai dificile. Ale, hop! Hapuri muzicale oferite timp de 2 ore de Ion Barta. Și acum, cascadorii cazului. Înnoată în anecdote, se bat în replici, sar și în foc de dragul publicului. Demrădulescu, Horia Căciulescu, Nicu Constantin, Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Alexandru Arșinel, Violeta Olteanu, Mihai Stoienescu și Ciupi Rădulescu. Atenție, cascadori, pe cai! Azi să vă urcați pe cai, nu să săriți peste cal. Uite de la calul ăsta. Da, ce e cu el? Uite-te cum seamănă cu călărețul la figură. Fii atentă ce spui, se supără. Dar ce un cal pricepe ce vorbim noi? Atenție de băieți. Da. Așa, acum vine secvența aceea grea a încăierării. Da, Vasile, da, maestre. Tu te faci că-i dai lui Dumitru cu scândura în cap. E clar. Dumitru, tu te faci că-ți păstrezi calmul. Bine. Așa, repetăm. Au, au, păi nu s-a făcut, mi-a dat adevăratele. Atunci păstrează și tu calmul de adevăratele, e mai verosimil. A, păi da, doare. În goară imagini duiun și cântă motorul un cântec de drum. Câmpii de aur deasul și mărgea ne cântă și ele. Acum vine un pasaj foarte dificil pentru solist. Trebuie să-l înlocuiesc cu un cascador. Parize pline de cer senin și bucurii de pline. A fost foarte bine. Greul a trecut. Bun prieten, drum bun la volan, cu tinere inim și tânăr elan. Pii de aur, de-azul și mărgean ne cântă și ele, drum bun la volan. Carpatii pământ.
Drum bun, prieten, drum bun la volan, cu tinere inimi și tânăr elan. Întii de aur, deasă și mălcean, ne cântă și ele, drum bun la volan, ne cântă și ele, drum bun la volan. Cer cu hotărâre ca pe afișul filmului distribuția să fie tipărită obiectiv. Cum? În ordine alfabetică. Bine. Alexandrescule. La la la. La la la. La 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 la. Așa e, Vasile. Ce figuri formidabile făceam pe vremea aceea. Da, măi, Sofronie, mă, nu știu cum ai scăpat tu teafăr. Parcă erai de fier. E, ce vrei, antrenament? Nu pot să uit ziua aceea când făceai spirala morții cu automobilul. Mi-aduc aminte, viteză maximă, viraj brusc, 3 răsuciri, 2 rostogoliri peste cap, oprit în zid și nimic. Nimic, Sofronie, n-ai avut nicio zgârietură. Nimeni n-ar îndrăzni să facă figura asta, dar pe vremea aia riscam. Dar căderea aia senzațională de pe scară. Da, de la mezanin la parter, am venit până jos ca un cilindru. Bă, și erau scări de piatră, bă, nimic n-ai avut. Nu, atunci ce mi-am făcut un cucui. Da? N-am știut. Dar tot nu pricep nici acum. Ce nu pricep? Bă, cum ai realizat tu căderea aia de pe balustrada podului cu spatele în lac? Da, chestie de centru, de greutate. Bă, ne uitam cu toții și nu ne venea să credem. Am reușit să cad? Na, că ai reușit să mai ieși din apă. Aveam un simț special în asemenea situații. Însă să știi că din toate, scena aia cu bătaia din bar a fost cea mai grozavă, bă. Niciun film n-am mai văzut așa ceva. Normal, erau sifoane adevărate, nu butaforie. Nimic nu era din carton. Și când te-am văzut că ești prin ușa de sticlă, am crezut că s-a terminat cu tine. Da, de unde eram îmbrăcat gros, m-am întors și am mai tras o dublă. Mă, Sofronie, mă, ca să vezi ce făcea alcoolul din tine, mă. Îți lua mințele. Da, ai fi putut să te faci cascador. Dacă nu făceam ulcer. Uite, acum sunt 3 ani de când nu mai beau. Cum trece timpul, mă. Mai luăm un lapte acidofil? Mai luăm, da, ultimul. Filmare în deșert. Uite, încă un om. Îmi dați voie. Da. Giovanni, explorator saharian. Îmi pare bine, Giuseppe. Miraj. Ca într-un miraj, frumoasă fată în drumul meu apare. Când să te cuprind, deodată dispari. Și așa ca o nălucă, un joc de scântei, voci râzând din calea dragostei. Te prind nălucă din spor. Am să te cuprind în brațe și te voi păstra lângă mine toată viața mea. Pregătiți pentru secvența săriturii de pe casă. Pe cutie de carton? Nu, pe nisip. Au.
Dumitru, tu îl dublezi pe Vasile. E clar. Trebuie să colaborați perfect. În regulă, eu mă urc pe casă și de acolo sare Vasile. Tutto col tempo va, morer passato dietro noi. Ce de mantoul meu! Joc cu el în scena promenadei. Formidabil, tu! E ultimul strigăt? Penultimul? Ultimul are să fie al lui bărbatul meu. Accident! Accident de filmare! Nu! Bărbatul meu a aflat de mantou. Bărbi mai aveți la magazie? De care bărbi? De pirat. De pirat nu mai am. Ia o loțiune pentru creșterea bărbii. O iau. Vrei un flacon mare sau unul mic? Mic, fiindcă nu-mi place să port barbă prea lungă. J'ai de la barbe. T'as de la barbe. Nous avons et vous avez de la barbe. Mitică, uite ce scrie în programul Radio TV. Miercuri un film cu cascadori. Du televizorul la reparat că filmul ăsta nu mai vreau să-l pierd. Ia zi cum s-a întâmplat. Păi da, v-am căutat și ieri să vă spun tărășenia, dar ci că erați plecat. E, da, eram la o ședință. Să vedeți, am venit cu televizorul. Ieri? Nu, acu 6 luni. Așa, ce avea? Pâlpâia imagine. De jos în sus sau din lateral? Din la... Nu știu exact, cred că dinăuntru. Așa, așa, și ce diagnostic s-a pus? Un condensator. Ce condensator? Unul care se găsește foarte greu. Cât de greu? Așa, prin relații speciale, zicea depanatorul dumneavoastră. Care? Unul mic cu scățivnițel chel. Grigore! Probabil, dacă spuneți dumneavoastră. Prin relații speciale, zicea. E, cât de special? 200 de lei. Bonul? Nu, bonul a fost de 57 de lei, restul au fost relațiile. Vă mulțumesc pentru sesizare. Asemenea clienți sunt un factor de progres în munca noastră. Voi lua măsuri. Merge? Ce să meargă? Televizorul. A mers aproape o săptămână, pe urmă a început să prezinte scântei. Făcea scurt circuite? Nu, un fel de pureci pe ecran. Pe micul ecran, nu? Mă rog, știți dumneavoastră mai bine, l-am adus din nou. Și ce diagnostic s-a pus? Pentodă. Care anume? Una care nu se găsește decât foarte greu. Cât de greu? 100? Mai greu, 150. Și bonul? Mai ușor, 72. Tot? Tot acela mic, slab și chel. Vă rămân îndatorat. Voi lua măsuri severe. Pe urmă a fost o lampă de 115, respectiv 46, apoi o clapă de 90, respectiv 56, respectiv, pe urmă niște tranzistori de 200, respectiv nimic, că nu mi-a dat bun. Păi, televizorul nu merge cu tranzistori. Am văzut și eu că nu merge, că de atunci l-am mai adus de vreo 2 ori, respectiv cu taxiul. O să meargă, fiți fără grijă, că iau măsuri drastice. O să discutăm, o să analizăm, o să sancționăm. Vă mulțumesc din suflet, nu pretind banii înapoi, că dumneavoastră n-aveți de unde să știți dacă eu spun adevărul. Nu vă cred pe cuvânt. Dar am venit să vă spun, să fiți cu ochii în patru la acest tehnician Grigore. Eu unul cred că nu e om cinstit. Fiți fără grijă, sugestia dumneavoastră nu este foarte prețioasă. Mâine aveți televizorul ca nou. În rest, lăsați pe mine. Îl învăț eu minte. Fără milă, vă fără rog, milă. Fără milă. Fără milă. Grigore! Da. Cu cât l-ai încărcat în total pe omul ăsta care a ieșit de la mine? Fleacă acolo, șefule. Nu minți! Nu minți că știu tot! Vrei să dai de bucluc? Hai zi! Vreo 300. Așa, așa, așa. În total, așa, în toate rândurile la un loc. Dă încoace 200 și altă dată să fii mai atent. Ai avut noroc. Dar dacă dădeai peste altul, începătorule. Vă spun drept. Da. M-am săturat. Toată ziua lupt cu spada, căzături de pe cal, sărituri cu automobilul în apă. Mi-a ajuns până peste cap. Vă înțeleg. Aș dori să mai citesc o carte serioasă, ceva istoric, ceva... Uitați, luați asta, ultimile zile ale Pompeiului. De ce boala a murit? Cred că de o erupție.
Mergem în vizită la Vasilești, dar să știi că de fiecare pahar băut în plus te așteaptă câte un drum la piață. Vai, Vasilescule, dragă, dar ne simțim foarte bine la tine. Ce dacă friptura e cam marsă, vinul cam macru și tortul rânced? Trebuie să luăm în seamă toate fleacurile. Când o cântăreață își dă seama că și-a pierdut vocea. Da, dar e și mai groaznic când nu-și dă seama. Șefii sunt în ședință, așa că am timp să-mi termin liniștită puloverul. Ia să scot eu andrelele, așa și ghemulețul. Opa, opa, uite că mi-au scăpat niște ochiuri firal, să fie unul pe față, unul pe dos. Doi pe față, doi pe dos. Nu e nimeni prin birouri, toți în ședință. Uite-o pe Angela. Ce faci? Mulțumesc bine, mă. Unul pe față, unul pe dos, unul pe... Ce rezultate ai azi? Unul pe față, unul pe dos. Bune, bune! Ah, am uitat să te întreb. Ai raportat în scris ca să... Batem un ochi... Bineînțeles, sigur. Ca să se știe situația. Spune-mi, cum ai întocmit buletinele? Unul pe față, unul pe dos, unul... Perfect, perfect. Când ai arătat buletinul șefului de laborator, ce-a făcut? I-a sărit un ochi. Șefului? Nu, puloverului. Ah, șeful a luat hârtia. S-a uitat la ea? Pe față. Și unde a pus-o? Pe dosarul respectiv. Bine, bine, dar acum dumneata te-ai apucat să-ți faci pulovere? Cum folosești timpul de muncă? Tragem de el. Păi de timp? Nu, de fir, nu, nu știu ce are. Angela, dragă, Angela, dragă, dar nu înțelegi dumneata că sistemul ăsta într-o zi... Cum se rupe? Uite, vezi dacă mă ții de vorbă. Da, dacă vine șeful în laborator, ce vede? Un model. De activitate? Nu, de pulover, anchor, unul pe față, unul pe dos, 76 la bază și... Ce, ce, salariul dumitale? Scade treptat până la încheiere. Încheierea lunii? Nu, amâneci și nu mă mai ține, frate, de vorbă. Unul pe față, unul pe dos, scoatem un ochi, așa, încă un ochi, încă doi pe față. Ochii tăi m-au privit trecător o secundă și-am simțit că mă pierd și plutesc într-un zbor ciudat. Ochii tăi luminos strălucind mi-au spus deodată tot ce simțeai, cât de mult mă iubești și de când mă aștepta. Ochii tăi un ocean de întrebări și de vise, sunt ferestre deschise mereu către inima ta. Ochii tăi minunat m-au atras, făcând din mine oglinda ta. De atunci am simțit ce înseamnă dragostea. Ochii tăi sunt un vis cer senin, plin de soare. Ochii tăi au deschis un alt drum în viața mea. Ochii tăi m-au vrăjit și de-atunci trăiesc povestea unei iubiri. Ochii tăi mi-au adus un ocean de împliniri. Ochii tăi sunt un vis cer senin, plin de soare. Ochii tăi au deschis un alt drum în viața mea. Tinere, te-am chemat să spun că suntem foarte mulțumiți de munca dumitale. Deși n-ai studiile corespunzătoare, noi te-am avansat în numai 3 luni de la categoria 3-a la a 2-a. Apoi te-am făcut operator 2 și peste alte 3 luni operator șef. Acum am vrea să te numim regizor prim. Ce zice? Mulțumesc, tăticule. Tinerii de azi, habar n-au de bună cuvință. Bine, dar băiatul ăla chiar acum ți-a cedat locul lui. Da,
Doar viața nevastă mea, tot în picioare stă. Auzi, să cedeze locul în tramvai? Nu-i ușor să fii cascador? Georgica, te rog să-mi spui imediat ce înseamnă asta. Ce, dragă? Am găsit în agenda ta următoarea însemnare. Carmen, 150 de lei. Poți să-mi explici ce vrea să zică? Vrea să... adică opera, dragă, după părerea mea, atâta face. Alo! Studiourile Buftea? Da, vă rog. Pot găsi la dumneavoastră un cascador care să intre într-o cameră incendiată și să iasă cu un șifonier în spate? Să vedem cine e liber. Lăsați numărul de telefon și așteptați până mâine. O, imposibil, îmi arde casa. Știi la ce mă gândesc, Mișule? Auzi, eu nu știu niciodată la ce te gândești tu. Uite, mă gândesc că nouă nu ni se întâmplă niciodată ceva așa... ceva mai deosebit, ceva ca în filme. Și ce ai vrea tu să ni se întâmple așa ca în filme? Păi, să zicem că deodată se sună la ușă și apare un cetățean care ne anunță că am câștigat o mașină. Și ce-ți trebuie? N-avem una? Ce să facem cu două? Am dat și eu un exemplu. Ar putea să ne anunțe că am câștigat altceva. O mașină? Păi... de spălat? Ah, bravo, Mișu. Păi bravo. Mașină de spălat n-avem. Nu, stai. Se sună la ușă. Așa? Și apare fratele tău care era plecat de 10 ani la Polul Nord. Acolo a făcut o descoperire senzațională și acum va deveni celebru. Imposibil. Păi de ce? Tocmai când era să înghețe săracul, l-au salvat eschimoșii și a trăit acolo în mijlocul lor. Eu nu zic că nu l-au salvat, nu? Eu zic că n-am niciun frate. E și tu. Imaginează-ți, dragă. Ceva ca în filme. Stai că am găsit. Așa. Ei doi stau de vorbă. Bine, care e ei doi? Ei, adică noi doi. Ce și? Păi nu ți-am spus, se sună la ușă. Formidabil, cum ai făcut asta? Păi nu, că n-am făcut nimic, se sună la ușă, du-te și deschide. Păi da, uite. Bună ziua! Bună ziua! Ucere caz vă scapă de orice de caz. Pe cine căutați? Pe dumneavoastră, nu stați dumneavoastră aici unde eu am sunat și dumneavoastră ați deschis. Ba da, noi stăm și am venit în problema garniturilor de la robinete. Robinetele de la baie. Și ce-i cu ele, nu? Vă spun eu ce-i cu ele, sunt uzate. Curg! Poftim? Auzi, Lănuțo, ai chemat tu pe cineva să ne repare garniturile? Eu nici pomeneală, doar de-abia ne-am mutat. Tocmai de aceea, voi vă rog, așa, unde aveți baia? Nu. Vai de mine, da, așa, nu vedeți? Picurea. Și cum, n-auziți? Pic, pic, pic la chiuvetă. Și pic, pic, pic la baie. Și pic, pic, pic la duș. Total o tonă pe an de pic, pic. O tonă de an, da? Nu vă alarmați. În două minute s-a dus tora. V-am pus garnituri noi, așa. Desfacem, montăm și aici, gata. S-a reparat. Vedeți, am venit la pic. Asta la țic. Asta la țanc, mă scuzați. Rețineți. Ucere caz vă scapă de orice de caz. Ucere. Nu știți? Uniunea centrelor de reparații casnice. Ați reținut. Da, am reținut, dar acum că s-a rezolvat... Un moment. Da. Frigider aveți? Frigider. Am înțeles aluzia, sigur, s-a făcut cald, v-ați deranjat, Melanițo, ceva rece de la frigider pentru... Nu, vă rog, m-ați înțeles greșit. Nu vreau numai să controlez dacă arde becul, unde e frigider. Aici, un moment, vedeți, știam eu, e ars. Păi dacă de trei ori am fost la electrotehnica din cartier și n-aveau... Știu, un moment, am eu, rețineți, ucele cas, vă scapă de orice necas. Așa? V-am pus un bec, pot să plec. Cred că n-am uitat nimic. Aba, trebuie să facem nota. Da. O clipă, lăsați nota. Parcă mai era ceva... Ce bra... mai era? Un moment, poftiți, vedeți, v-am spus, ia-le. Cum ia-le? Broasca de la ușă, un moment, e înțepenită. Că noi n-am... Un moment, am observat-o de cum am intrat. Îmi dați voie. Păi asta dacă nu se mai forțați odată, s-a dus, nu se poate, rămâne blocată. Dacă tot sunt aici, vă aranjez eu în două minute,
Rețineți? Știu, ce de caz, vă ne scapă de necaz, da. Am ne dat și numărul de telefon ca să... Nu e nevoie, trecem noi pe la dumneavoastră de trei ori pe săptămână. Acum gata, am terminat. Da. Cu ce de caz, a plecat? Da, un moment, da, nu, era, cât da. Vă datorăm pentru deranj? Da. Un moment să facem socoteală, mă, ținem bani în frigidel, așa, de broasca de la ușe, plus deplasare, ore suplimentare, spor de periclitate, tehnicitate, materiale, uzura instrumentelor, total 18.50 de bani, vă rog. Cum? 18.50 de bani? Vă rog, nu vă alarmați. Ucere caz, vă rezolvă orice necaz. Da. Vă fac o reducere de 3 lei pentru că v-am găsit acasă. Plătiți pe loc 7.50 de bani și restul achitați în 4 rate lunare. Ucere caz, vă salută. Auzi, Melanițo, și tu care ziceai că nouă nu ni se întâmplă niciodată așa ceva ca în filme. Ucere caz! Pe mine mă cheamă Mitache. Și pe dumneata? Pe mine nu. Numele tău. Sunteți cascador? A, nu. Atunci la ce vă folosește toată mașinăria asta? Vreau să cânt la fierăstrău. Bine, dar ăsta e un fierăstrău electric. Și ce? N-ai văzut și chitare electrice? Nu vă supărați. Care este prima la dreapta? A doua la stânga. Mie mi s-a spus invers. Probabil că erați pe trotuarul de vis-a-vis. V-a plăcut conferința mea despre Hamlet? Excelentă, excelentă! Ați pătruns personajul în esența sa. Mi-aș permite însă să vă contrazic în câteva amănunte fără importanță. Care? Hamlet n-a fost călcat de o mașină, ci a murit în duel. Otrava n-a fost turnată în pantofi, ci în ureche. Și, în fine, tragedia Hamlet a fost scrisă de Shakespeare, nu de Nicuță Tănase. Hamlet e cu cascadori? Nu. Atunci la ce vă trebuie? Ambrozie, dragă, ca tehnician ar trebui să te ocupi mai serios de ridicarea nivelului profesional al tinerilor. Se poate, păi eu... Eu totuși îți atrag atenția. Din câte am băgat de seamă, instalația asta nouă nici dumneata nu o cunoști perfect și ar trebui să o mai studiezi. Eu nu există. Asta mi se pare și mie. Nu există preocupare. Nu există la mine să nu știu totul perfect. Păi eu când le explic băieților ceva, toți rămân cu gura extinsă, vă rog să mă credeți. Eu te rog numai să bagi de seamă. La revedere. La revedere, să trăiți. Cine o fi băgat fitilele astea? Ia uzi, că nu mă pricep eu. Eu nu...
Băi, băiețică, ia fi-o mâncoa. Da, meștere. Așa, stai tu aici și supraveghează utilajul ăsta, că eu trec la celălalt să-l urmăresc cum funcționează. Păi ce să fac, că nu prea am habar. Fii atent la mine că te învăț eu de te scot inginer la locul de muncă. Așa. Când se ridică aia gămălia asta, da, sare o pacoste din stânga, atunci apeși pe morcovul ăsta verde până deschizi buburuza. Care buburuza? Asta boantă de aici. Păi cum îi zice? Ei na, că dacă nu știi cum o cheamă, trebuie să te recomand. Ce trebuie să-i știi numele? Tu deschide ochii și urechile și învață și o ții așa până bolborosește coropișnița asta roșie de aici. Meștere, mie mi-e frică de coropișniță. Lasă-mă că nu te mușcă, fii atent. Pe urmă strângi coropișnița, închizi buburuza, tragi morcovul în dreapta, muți pacostea la loc pe mijloc, încet, că se lasă gămălia. Așa. Și ridici în sus codiriști ca aia mare până ajunge lângă cârtița asta ca o pisică. Tragi de coada cârtiții și auzi un... Mi-e unat. Nu te dai auzit! Un sunet stereofonic de 10 decibeli. Păi ce e aia? Ce e aia? Păi vezi dacă mă pui să-ți dau denumiri tehnice. Fii atent. Atunci tragi de tigaia asta albastră până se aude bulzul ăsta. Bă, e clar? E clar, miște. Așa, eu am trecut alături. Fii atent. Lăsați pe mine, că am învățat. E limpede. Buburuza e aici, tigaia sus, la dreapta morcovul. Aoleu, ce-i pățit, meștere? Ce? Ce s-a întâmplat? Unde-i meșterul? Păi nu știu, meșterul s-a lovit la picior, adică s-a dus la instalația de alături și acolo... Ce a fost acolo? Ce s-a întâmplat? Stai, un moment, că vă spun eu că știu. Știi? De unde știi? Ai învățat așa, iute, instalația asta modernă? Păi, m-a învățat meșterul perfect, mi-a explicat însu. Stați așa, uite, cred că a fost așa. A tras tigaia înainte de a se deschide bolzul și când a prins coada cârtiței, gămălia a venit peste morcov, n-a mai avut timp să mute pacostea, buburuza s-a deschis și coropișința l-a lovit peste tibia și peroneu. Machi, vreau să văd scrisoarea. Care scrisoare, doar? Scrisoarea pe care o citeai în momentul în care am intrat eu. Brusc te-ai îngălbenit. Vreau să o văd. Poftim, dragă. E nota croitoresei tale. Haine vechi, haine vechi, cumpărăm? Aveți ceva la coriță? Tot ce am pentru dumneata e haina asta. Nu arată prea bine, e cam... Într-o oră poate fi aranjată să arate ca nouă. Bun, vin peste oră, pa. Aveți și naftalină, boabe? Da, poftiți. Mai aveți naftalină, boabe? Da, poftiți. Mai aveți iar naftalină, boabe? Da, poftiți. Mai dați-mi, vă rog, o pungă de naftalină, babe. De ce faceți cu atâta naftalină? Aveți atât de multe moli? Nu, numai una, dar nu nimeresc. Vasile, n-ai nimic de făcut altceva decât să te urci la volan și să cobori liniștit serpentinele astea. Noi filmăm totul de pe stâncă, clar? Clar, șefule. Repede, motor, până nu-l pierdem din ochi. Va fi o secvență senzațională. Minunat, minunat, o capodoperă de autenticitate. Ce ciocnire! Șefule, de ce nu mi-ai spus că frânele sunt defecte? Nu era nevoie, știam că ai să observi singur. Că sunt spectaculos, vă veți înălța pe culmile gloriei. Se poate cădea din tren, de pe stânci, de pe imobile, din copaci, de pe cal, din avion. Se poate cădea în apă, pe sol, într-o căpiță de fân, într-o sesiune de examene. Filmăm! Păi, am aflat vestea, Vlăduț. Dar să vezi... La ce ai dat? La regie film. Și ai căzut? Căzut, tăticule, eram mulți pe un loc și am avut și ghinion. Păi, da, se întâmplă. Anul trecut la ce ai încercat? La actorie. Da, mi-aduc aminte. Da,
Da, eu spune, n-ai mai dat la regie și acum 3 ani? 4, acum 3 ani am avut ghinion, dar la medicină, tăticule. Ah, teribil ghinion, tăticule, teribil, da. Mai că aș renunțat. Pentru nimic în lume, ai înțeles? Am înțeles. În familia noastră nu se renunță, da. Se luptă, da. E clar, e clar, se luptă. Și tocmai tu să ne faci de râs? Nu, tăticule. Așa, fiule, să nu te lași. E important, e diploma. O să o iau. Vreau să o văd aici în ramă, dau. Pe perete, da. Ți-am pus la dispoziție totul. Bani, cărți, meditator, da. Condiții excepționale. Tu nu ai de făcut decât un singur lucru. Să lupți. O să dau înainte, tăticule. Uite, aici, pe perete. Ce pe perete? Diploma. Să o văd în ramă, la colecție. Așa, tăticule, dau înainte. Așa, băiete, luptă, că ai toată viața înainte. O să dau înainte. Așa, și apropo, felicitări pentru mâine, aniversarea ta. Mersi, tăticule. Te așteptăm la noi la masă. Vin, tăticule. Așa, apropo, câți ani mai împlinești tu, Victoraș? Că am uitat. 40, tăticule. Dumitre, uite ce ai de făcut. Ceva greu? Nu. Iei acceleratul de Timișoara, când ajungi la podul de peste Olt, te urci pe acoperișul vagonului și sari în apă. Limpede? Limpede. Biletele la control, vă rog. Biletul dumneavoastră? Păi dumneata e bilet de clasa a doua și văd că stai la întâia. Ne, ai să-ți dă mai comod. Unde ai fost, Dumitre? Toată ziua te-am așteptat azi la Olt cu echipa de filmare. De ce n-ai sărit din tren? Azi? Eu am sărit ieri. Aceștia au fost... Cascadorii? Hazului! Secvențe captivante din fuga mașinii, descris. Turnate de Alexandru Darian și Dan Ursuleanu. Un platou cu melodii v-a oferit redactorul muzical Ion Barta. V-ați antrenat la bună dispoziție cu echipa de cascadori actori Demre Dulescu, Horia Căciulescu, Nicu Constantin, Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Alexandru Arșinel, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu și Ciupi Rădulescu. Cascadoria, să cazi, să te bați, ce sport minunat! Sunteți cascador? Ne, dentist.